Ședință extraordinară, miercuri dimineață, la Consiliul Județean Hunedoara. Consilierilor județeni le-au fost propuse spre aprobare două proiecte de hotărâre ce vizează rectificări bugetare pe plus pentru Spitalul Județean de Urgență Hunedoara Deva. Banii suplimentari alocați spitalului din Deva de către Consiliul Județean Hunedoara sunt propuși în special pentru un aparat RMN care va ajunge la unitatea medicală în cursul acestei luni. A fost nevoie pentru că aparatura RMN o să ajungă foarte repede rezonanța magnetică la spital și trebuiesc făcute niște lucrări suplimentare la nivelul superior amplasării RMN-ului. Lucrări care țin de alimentare cu căldură, cu apă, cu conducte, cu tot ce, plus un sistem de ecranare solicitat de producătorul aparaturii pentru situațiile în care sunt bolnavi care au stenturi pe inimă și ei să fie protejați în incinta în care va fi instalat aparatul de rezonanță magnetică. Astea au fost motivele pentru care vrem să finalizăm până la sfârșitul lui septembrie și să nu ne facem de râs să ajungă aparatura și noi să nu avem spațiu în care să fie instalat. De asemenea, s-a propus ca din sumele alocate Spitalul Județean să achiziționeze și 65 de paturi, iar ambele proiecte de hotărâre au fost aprobate în unanimitate.